Sâmbătă, 14 martie 2015 și mă aflu din nou după o pauză de câteva luni, maestre, nu? În crescătoria maestrului Ioan Cărmăzan din București, pe care îl salutăm pe această cale. Vă salutăm, maestre! Vă salut! Nu ne-am văzut de câteva luni, poate, nu? Da, a trecut erau disperați. Fanii mei erau disperați, sunau cu disperare. Ce s-a întâmplat? Ce mai ziceți? Ce mai s-a întâmplat nimic. Tu ai avut treabă, erai ocupat. Eu am avut perioada asta enorm de multă treabă pe probleme profesionale. Am făcut gala WARF, care mi-a mâncat două luni din viață. Cei care vor să se uite să pot uita www.warf.ro, au fost la Atene Palace, de curiozitate. Și foarte multe lucruri legate de scenarii, de povești cu filmul. Și atunci mai puțin. Asta nu înseamnă că la mine acasă nu m-am ocupat de porumbei. M-am ocupat de porumbei. Porumbei au pui la ora asta, am inelat deja 50 de pui și probabil că până la sfârșitul săptămânii am inelez 150. 80 sunt deja acontați, grație ție, grație tuturor site-urilor care au anunțat că vând pui și probabil oamenii s-au gândit că e mai ușor să reproduc eu decât ei, dar cu siguranță e mai ușor. Ce obțin pentru începători e sigur. Nu am crescut prețul la porumbei, deci l-am lăsat undeva la 1,5 milioane pentru că cred că e o chestie populistă. Sunt câteva cupluri, am cumpărat Chesbosua. 1-2 din 120.000, niște nepoți, chiar nu pot să-i dau la prețul ăla, vreo 5 perechi de bani de navele. Deci, iar porumbei de capele chiar nu-i dau la prețul ăsta. Adică sunt alte prețuri, în jur de 100 de euro, 150 de euro. Dar despre asta vorbim cu oameni care vor, care mă cumpără, zic, eu vreau un capel. E ca și când te duci la bordel, vreau paia roșie. Dacă vrei paia roșie, trebuie să plătești, așa e povestea. Glumesc, evident, că e o glumă, dar în general, cei care mă sună și vor un porumbel de la mine, ei primesc 1,5 milioane, pentru că cred că asta e istoria. Am primit foarte multe telefoane de la oameni care s-au uitat și în perioada asta s-au gândit să se uite încă o dată și să vadă. Deci, tratamentul de salmonelă pe perioada de goană și tratamentul trichomoniză după ce o... Destul de mulți oameni și oameni cu cap și chiar oameni cu școală au pățit uitând tratamentul după ce au luat femelele, le-a căzut aripa. Sigur, sfatul meu este ca în momentul ăla să luați spectam și să le injectați. Mă și explic de ce spectam. Deci puteți să luați și enterogoară sau de trichomoniză sau de salmonelă medicament. Dar medicamentul e pus în apă. Din apă intră în corp. Din corp e prelucrat, deficat, de nu știu ce, până ajunge în sânge. În situația aia gravă, nu aveți timp. Dumneavoastră injectați și intră direct în sânge. Că mulți mă întreabă, dom'le, de ce recomanzi injecția? Recomand injecția pentru că este o metodă mult mai rapidă de a scoate porumbelul din boală. Pentru că, sigur, e bine să-i dai un enterogoar dacă vrei să-l tratezi de trichomonă, dar în situații în care se lasă aripa, în situații în care își chioapătă porumbelul, nu știu, de curând m-a sunat un prieten, un coleg de club, dom'le, am un porumbel care își chioapătă. O, avea gută, e slăbit, nu e, dar are gută. Cine știe, părerea mea, fă-i un antibiotic, fă-i direct în sânge, vezi cum reacționează și după aceea îți dai seama. Deci asta era problema cu foarte mulți oameni. După aceea sunt mulți care mă întreabă de povestea cu văduvia. Văduvia este o poveste, o recapitulez ca să înțeleagă toată lumea. Văduvia a apărut în momentul în care un columbofil belgian la ora 2 după amiază a dat drumul la femele care ieșiseră de pe ou. Și s-a trezit că în 3 zile n-a mai venit niciuna. Sâmbătă avea concurs. Porumbei au stat 3-4 zile masculii pe ouă, după care au părăsit ouăle, iar el sâmbătă avea concurs. Și atunci, de disperare, a găsit printr-un colț două tardive, le-a aruncat la porumbei a toți care erau deja năucis, nu aveau femele, părăsiseră ouăle, a băgat la zbor și i-a bătut pe aia cu o oră. N-a spus nimica. Data viitoare s-a dus, a pariat, a câștigat toți banii. Ulterior, la un pahar, i-a spus unuia, la ureche. Deci văduvia s-a propagat, oameni buni, la sistemul la ureche, de la unul la altul, cam 2-3 ani, în 4 ani, să devină o metodă generalizată. Și am să încerc să explic și de ce. Dacă ați observat că în momentul în care aveți pui, porumbei pe pui mic vin bine, dar în momentul în care încep să hrănească pui, ei schimbă flora intestinală, își schimbă sistemul de interior, mănâncă, fac lapte, laptele ăla le schimbă metabolismul, fac caca altfel, intră într-o altă poveste. Care la început, când puii sunt mici, e o energie înmagazinată. Mai târziu, când puii sunt mari, deja el dă din energia aia. Ce avantaj are văduvia?
Foarte simplu, ai dat drumul la porumbei, ai pus acelea, ai pus mâncare și ai plecat la servici. Ei sunt în slava cerului, au venit, au intrat și te așteaptă pe tine până când vii acasă. Exact. Seara, dacă vrei, dai drumul la femelă. Sunt foarte mulți oameni care zic, dom'le, eu zbor femelă. Din studiile pe care le-am făcut și am observat porumbei, oamenii care au câștigat concursuri mari cu femele, n-au prea câștigat văduve. Au câștigat pe pui mic, pe poziție, pe nu știu, deci dintr-o dată ne înțelegem bine. Nu au pus femelele masculii, i-am împreunat în ziua aia și am dat drumul. Trebuie să fie una de excepție. Aia care au câștigat Barcelona. Jero Gelema l-a câștigat pe ouă de 14 zile cu aia, cu femeia aia. Deci nu femelă văduvă. Și așa mai departe. Deci sunt niște date. Undeva Ches Bosua povestea despre femelele lui care în anul cu gripa aviară, nu puteau să zboare, nu știau dacă zboară, dacă au, n-au, și dădea drumul la femele care erau pe ouă și se lăsau toate în grădină. Și zicea, anul ăsta e ratat. Și a constatat că a fost cel mai teribil an al lui, dar le-a jucat pe poziție. Da. Pui mic, le-a lăsat. După aia, există povestea asta uluitoare. Domnilor, porumbelul nu e gumă. Nu e gumă și nu tragem de el ca de arc. Din observații, de la Sherlockens, de la Ches Bosua, sunt zone în care și demifondul joacă o săptămână, dau o săptămână pauză, o săptămână, dau o săptămână pauză. Ori noi în România jucăm demifondul săptămână de săptămână, îl tocăm. Deci porumbelul nici n-apucă să intre în formă ca să câștige ceva, îl băgăm. Își mai scade din formă, iar îl băgăm, iar scade. Și atunci n-are când să explodeze. Explodează numai câte unii care sunt formidabili. Ia încercați, sunt 14 concursuri de demifond sau 15, ia încercați să zburați 8 din ele și 8 lăsați acasă, pe aia bunii. A, pe aia bunii, păi pe aia proștii, dacă îi lăsăm acasă, e ca și povestea aia cu Dinicu. Când am primit prima dată, eram cuplu cu Dinicu și am primit de la sora lui care trăia în Elveția Blitz. Pe vremea aia n-auzise nimeni de Blitz. Și am zis, gata, dăm. Și Sandu a zis, hai să dăm la proști, să vedem cum reacționează proștii. Și proștii au rămas tot proști, oameni buni. Deci poți să le dai și orice, tot prost rămâne. Deci blitzul ăla și intrarea în formă ajută porumbeii buni să fie și mai buni. Porumbeii proști nu ajută să fie buni. Deci nu aruncați banii pe aiurel. Deci în momentul în care într-adevăr aveți niște porumbei buni, cât de cât vă bateți la vârf, atunci merită să mergeți să căutați anumite lucruri care să-i ajute să câștigați. Dar dacă aveți niște porumbei, ce să faceți? După aia, mai există povestea asta, vă dau un sfat și e bun pentru ea cu gură mare. Ambițioși. Domnilor, în momentul în care ajungi să ai un porumbel care vine de 5 ori primul la tine, atunci, după părerea mea, ai dreptul să te duci la club să faci pariu. În momentul în care ai un porumbel care îți bate ție în cartier, atunci poți să te duci să spui, băi, care te lupți cu mine. Dar tu nu știi ce porumbel îți vine ție. Habar nu ai ce porumbel îți vine ție, în schimb te duci și spui, bă, mamă, ce vă fac? La ce? Porumbelul vine 1 contra 1. Eu pot să bag 1 și tu 300. Și al meu să bată pe al meu. Ăla 1 să bată. Și dacă nu credeți, uitați-vă în istoria colvofiliei, celebrul Montebau al lui, cum îl cheamă? Cel care l-a cumpărat toie. Celebrul Montebau a cumpărat toie de la Maurice Cazar. A băgat un porumbel contra 7000 de porumbei la 600 de kilometri, 4 zile de mașină și a luat locul 1. O să spuneți, băi, fenomen. Nu e niciun fenomen. Porumbelul ăla era pregătit, era un porumbel de top, top de top. Omul a băgat ca să claseze, nu să câștige. La noi toată lumea, oameni buni, când jucați fondul și când jucați maratonul, străduiți-vă să vă gândiți că e bine să clasați. Dacă câștigați, felicitări, dar sunt puține locuri de unul, șanse puține. Gândiți-vă că la fond și la maraton, scopul principal este să clasați porumbei. Adică să-i aveți în aia 20%, să puteți să faceți un palmares. Asta e problema cu columbofilia. Toată lumea vrea să devină campion. Pe vremea mea, când am început eu și am un martor pe Luci Iordache, eu eram bucuros dacă ajungeam să fac porumbei peste graniță. Deci zburam porumbei în țară și ziceam, dacă rămân să zbor peste graniță, ce performanță! Țin minte că ne-am chinuit cu Luci Iordache, aveam o porumbiță care o adusesem din Banat, o învățasem aici, avea vreo 5 ani, și am vrut să o bag în Polonia. Și a venit Luci Iordache cu o mașină, a mărit inelul, i-a băgat inelul femeile ca să o băgăm și, într-adevăr, a venit după 4-5 zile. Mamă, ce succes extraordinar! Femeia care a minelat a venit după 5 zile. Așa au fost începuturile mele, oameni buni. Nu, acum mă uit, orice copil vine și mă, gata, bat, câștig, fac, drept. După părerea mea, luați-o mai...
Așteptările sunt foarte mari, da. Mai senin, mai cu calm. Alaltă ieri a fost un băiat la mine și a zis, m-am uitat la materiale din asta, am cumpărat de la Menem, am cumpărat de la nu știu unde, am cumpărat doi de nu știu unde, doi, am 8 cupluri de marcă. Bravo, zic, eu felicitări. Cumpărase întâmplător femeia, era o întâmplare, femeia lui Mihăiță de la Tartu, o cumpărase el. Și zice ăștia, o, porumbei, și am venit să-mi dați niște pui, discutăm de pui, mă suni în 10 aprilie, vorbim. Dar deocamdată cum vrei să faci? Păi nemții fac în 3, nemții fac în 3, ăia români. Și eu zic, uite, hai să-ți dau un sfat. Faci masculul nemț cu femeia româncă, femeia româncă cu masculul, femeia nemțaică cu masculul român, mai ai doi români, faci nemț cu român nemț. Și primele două serii de pui bagi la zbor. Și după aia, în luna iulie, împerechezi nemți în 3, români în 3 și ții niște pui pe care să-ți faci la matcă. A, zice, da, nu m-am gândit. Dar pot să-ți dau și o explicație și pot să vă dau și o explicație. Porumbelul care tu îl cumperi e născut într-o zonă care are un magnetism terestru. E născut într-o zonă unde presiunea aerului este alta. E născut într-o zonă în care ambientalul, care are rezonanța magnetică, conform teoriei lui Schumann, este alta. Că fiecare zonă are o rezonanță magnetică care întreține viața. Bun, și atunci aducem porumbelul aici. Îl aducem la noi, împerechem două hârtii, cum împerechează mulți, două hârtii, o hârtie cu o hârtie, că e de la Menem, că e de nu știu unde, hârtie cu hârtie, și zice, dăm extraordinar, și se trezește că pierde. Prinde unul de nu știu unde puiul, îl bagă cu un cotețar de lui care a venit de nu știu unde și bate pe aia de-i dezlipește. Asta s-a întâmplat ani de zile, până m-am trezit eu la Urziceni. Eu pierdeam feed original, hârtie cu hârtie, bam brân cu bam brân. Îi prindeau pe nu știu unde, nu știu unde, nu mai dau nume, că o să zică că nu prind porumbei, unde nu contează. I-au prins, i-au făcut cu ai lui, i-au bătut cotețul și s-au trezit că porumbeia. Sigur că erau porumbei extraordinare, erau de la Robert Venus, erau de la Van Bren, erau de la Rosens. Origine nobilă, într-adevăr. Origine extraordinare, dar născuți de hârtie cu hârtie, nu era povestea. Și atunci, marea problemă este când iei un porumbel, trebuie să te gândești dacă ai cu ce să-l împerechezi. Sigur, când ești începător, e foarte greu. Și acum spun un lucru care nu l-am spus și probabil mă vor înjura foarte mulți columbofili consacrați. Metoda cea mai sigură pentru un începător este să cumpere ouă sau pui tardivi. Revin încă o dată cu exemplu cu ouăle, cu puștii de la Reșița, ca să înțeleagă toată lumea că e foarte simplu. El avea 20 de pui din porumbei de acolo. De la mine a primit 10 ouă. Din 10 ouă, 6 erau bune. Unul l-a dat la un puști coleg cu el și 5 a lui. Au ieșit 5 pui. A băgat la derbiul final Caraș-Severin, unde erau 2000, nu știu cât. Derbiul ăla mare. Și el a avut 2 porumbei în prima zi. A luat locul 1 la crescători. Au fost în total 8 porumbei veniți. Dimineața a mai venit tot aia 3 de la mine, iar aia 20 a lui nu a venit niciunul până în ziua de azi. Sigur că copilul ăla, bun, acum aș vrea să înțelegeți că uneori începătorul are și foarte mare noroc. Eu n-am scris nimic pe ouăle, pe unul singur am scris mis, ăla a venit primul și zice, e albastru, cu ochiul galben, e pambră, într-adevăr, probabil era un ou dintr-o femeie sau un mascul de mis Timișoara, linia de Van Bren. Ce am vrut să spun cu chestia asta? Nu am dat să mă laud, am vrut să spun cu chestia asta următorul lucru. El avea 10 perechi cumpărate de la X, de la Y. A scos 20-25 de pui la derbe, a pierdut pe toți. Ce făcea el? Mai lua o dată, mai lua o dată și ușor se lăsa de columbofilie. N-a venit nimeni, nu mi-a propus nimeni. Anul ăsta i-a mai trimis, 14 ouă. N-a venit nimeni, am mai dat telefon la niște prieteni. Bă, puneți porumbei că vă dau. De ce? Spun, deci eu am 36 de văduvi bătrâni și 26-28 de văduvi tineri, da? Văduvii tineri eu nu cresc, dar sunt din cei mai buni porumbei ai mei cu cele mai bătrâne femele. Ouăle de la ea eu le dau și mut ouăle de la bătrâni la ei. Pe ăștia îi lasă crească, pe aia nu îi lasă crească. Da. Înțelegi? Și atunci iei ouă. În Belgia se practică. Vin cu un exemplu ca să înțelegeți foarte bine. Familia Gieselbrecht, la sfârșitul sezonului, s-a dus la Van Bruen, le-a făcut o vizită și la un moment dat bătrânul Gieselbrecht l-a întrebat pe bătrânul Van Bruen, ouăle de la Laureat, nu le vindeți? Laureat luase locul 3 pe Belgia la fond. Deci locul 3 la fond, da? Laureat. Cu femeia lui. Van Bruen a zis, voi sunteți cei mai buni prieteni și clienți ai mei, eu vă fac aceste două cadouri. Din acele două ouă a ieșit așa, dintr-un ou a ieșit tata locul 1 Barcelona, tata lui Laureat Barcelona, iar din celălalt ou a ieșit mama lui King, cel mai bun porumbel al familiei Gieselbrecht. Din două ouă, prieteni. Da.
Exemplul cel mai e mult mai ușor să luați-o. După aia, venim la Tardiv. Luați Tardiv și zburați, nu mă interesează. Luați Tardiv și țineți la matcă, faceți porumbei. Deci, aveți 20 de porumbei. Nu v-au dat nicio satisfacție. Nu-i tăiați. Dați-le medicamente, curățiții și lăsați-i de cloști. Cumpărați 20 de Tardiv, în perechea asta de la un mare crescător. Nu știu. De la Cosmin, de la Iordache, de la oricare, în zonă. Uitați-vă pe ce există și ziceți, vă rog niște Tardiv. Sigur că o să-ți dea niște Tardiv. Nu o să-ți ia nici pielea de pe tine. Dacă ești începător, o să-ți dea de drag. Din ce am văzut eu cum sunt oamenii ăștia. Și îți iei 20 de Tardiv. Nu spui la nimeni, nu te lauzi. După care ouă și muți ouăle la aia, da? Mai lași o dată să o crezi și ești. Dintr-o dată ai 40 de pui. Ai 40 și intri în poveste. Câți bani îți trebuie să te duci să cumpăr? A, sunt unii care zice, dacă nu mănânc, tot cumpăr un porumbel. Păi și ce faci cu un porumbel? Te duci la Cosmin, da, cumperi un porumbel. Te duci la Iordache, cumperi un porumbel. Te duci la Cocoș, cumperi un porumbel. Te duci un porumbel, că nu poți să cumperi mai mult, că îți iau bani mulți. Te duci la Spânul, cumperi un porumbel. Să-i spunul de bani foarte mulți. Te duci nu știu unde. Deci nu... Dar, Tardiv și ouă, mult mai ușor obții. Nemai vorbind de faptul că dacă într-adevăr te-ai împrietenit cu un columbofil și crezi în el, vezi cam când și-a pus văduvii bătrâni să ouă, pentru că la sfârșit, de fapt, la sfârșitul lui Iulie, noi toți punem văduvii să clocească un rând, că scot, că nu scot, nu știu ce. Deci dacă tu ești inteligent, îți pui și porumbei, după care te duci și spui, nea, vreau să cumpăr și eu niște ouă. Ce ouă cumperi tu din porumbei care au zburat tot sezonul? Sigur că această metodă este o metodă de progres în columbofilie. Sigur că există și metoda, am aici, Thomas Fabian, care s-a dus și a cumpărat. François Collard, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, a cumpărat numai top, de top aici, sunt toți aici. Și a trebuit să se mute pentru că nu mai avea timp. Și atunci când a văzut să se mute, a luat 7 pereche la care a dat o groază de bani și puii n-avea ce să facă cu ei. Colson mă sună și zice, bă, ce facem, îi luăm, am văzut, arată excepțional, cât, nu știu, pe una peste alta, îi luăm pe toată, îți trimite... Și am luat o spui de ăla, dar mă uit pe hârtie și nu-mi vine să cred. Nu pot să cred că am luat cu 100 de euro un porumbel care este din Etienne de Vos, locul 35 Barcelona. Nu-mi vine să cred. Și care e nepot din Kleine Didi, campionul mondial. Deci nu-mi vine să cred. Dar iată, trăiești în Belgia, ai o oportunitate. Noi aici în România nu avem. Dar și aici în România există zeci de crescători care, dacă știi să tratezi, dacă... Ești cât de cât începător, dar grează. Deci sigur că mulți o să zică, bă, de iau de ce învață ăsta pe... când o să ne mai vindem porumbei. Nu cred că scopul este să vin... Da, recunosc că într-adevăr ar trebui porumbei să se întrețină singuri. Și că ar trebui fiecare să gândească că e bine să aibă cât de cât un fel de circuit. Adică mai vinde un pui, mai cumpăr o mâncare, mai vinde un pui. Dar să știți că și cantinele și restaurantele au început să cumpere porumbei destul de scump, deci nu trebuie să oferiți. Porumbele e foarte scump. Chinezii cumpără 50 de lei. 50 de lei porumbelul, pentru că mănâncă carne de porumbel. Ce-i de aici, de acolo? Așa. Dacă n-ai cui să-i dai, ce faci? Și apropo de tăiat, feriți-vă, vă povestesc ca să înțelegeți. O vecina mea a venit și a zis, domnul Carmozan, hai să facem o ciulama, bărbat meu, nu știu, bine, hai mă. Și am luat 6 pui, am tăiat și-a făcut ciulama, am mâncat 3 zile, am avut diaree. După aia m-am uitat că le dădusem de salmonelă și acolo scria că 10 zile interzis tăierea. Deci da. Atenție când, exact, când tăiați porumbei. Bun, deci una peste alta, sezonul ăsta care debutează, acum e un sezon în care trebuie să vă gândiți că 10 zile ar trebui să le dați ceai să-și arunce puful. Ceai. O să mă întrebați ce fel. Cumpărați 25 de ceaiuri, de tot felul. Faceți un amestec, puneți în apă și dați-le 5-7 zile și o să vedeți un covor ușor alb care înseamnă puful aruncat. Sigur, nu mai vorbesc de tratamente. Le-am explicat. Deci salmonelă, tricomonoză, au venit pui, cocidioză. Plouă, e umed. Clar, 5 zile tratament. Faceți pauză 3 zile, mai reluat odată 3 zile. Din păcate, vedeți că pe prospectul ăla de la Amproliu, care e foarte ieftin, nu mai cumpărați fantome, că există Amproliu de ăsta normal, acolo pe prospect e cald. 5 zile tratament, 3 zile pauză, încă o dată 3. Și aici vă explic de ce. Dai 5 zile, dau afară tot. Dau și coccidile, dau și ouăle. După tratament încep să îngurgiteze ouăle de jos și atunci tu mai vii 3 zile peste și aruncă și ouăle alea. Și în felul ăsta scapi. Da.
E un circuit, în niște cărți de asta există acel circuit, așa, 360 de grade. Bun, și bineînțeles că e eterna problemă cu ruta, ce rută alegem, ce rută n-alegem. Aici, de exemplu, pentru că tu ești un partener care înțelegi lucrurile și îmi permit, vorbind cu tine, să vorbesc cu lumea, atâta timp cât în nord, deasupra României, avem Estonia, Letonia, Lituania, nu știu de ce dracu trebuie să ne ducem în Harkov unde e război, nu știu de ce trebuie să ne ducem în Polonia, unde traversează și munții Tatra și munții Carpați, și nu știu de ce toată lumea fuge de chestia aia. Va veni o vreme, peste 10-15 ani, când o să ziceți, bă, deștept era Cărmozană la urmă. O să zboare toți acolo. Pentru că mi se pare absolut logic. O altă problemă. Acel tip de echilibrare, acel tip de echilibrare a nebunilor din București. Pentru că, de fapt, aia sunt cotul munților, care e de ăla, care câștigă ăla în țară, nu interesează, după cum ai văzut, nu interesează pe nimeni concursurile de viteză de mi-fond. Toată lumea joacă fondul și acolo nu mai contează. Dar aici în București. Și atunci, noi ne ducem în Moldova. Și zburăm în Moldova 375, dar noi avem 425 sau 430 surf la Răduț, da? Drept. Da, dar e cotul, care cotul e aia de la Popești, cu aia de la Măhănești, de la Căcărești și de nu știu unde, le mănâncă cotul minutele și nu câștigă ei. Dar aia care discută de cotul ăla n-au câștigat niciodată un loc întâi. Să ne înțelegem bine, că nu o să discute Cocoș sau altul despre chestia. O să discute Nea, Gicu, Picu, Căcat, nu știu unde, iar am zis Gicu. Nu e, deci nu e Gicu de la mine din cartier. Gicu generic, un anume Gicu. Înțelegi? Și atunci mă întreb următorul lucru. Trecem în Moldova. De ce trecem, Alexandru? Păi zice, trebuie să-i dăm 250 de euro la trecere. Și dacă am trecut în Moldova cu porumbei, te întreb eu pe tine, și nu putem să dăm drumul, plouă 3 zile. Ne întoarcem, că ei nu putem să ne întoarcem, pentru că noi trecem să le dăm drumul. Deci ce facem? Stăm 3 zile, după 3 zile dăm drum pe ploaie. Păi nu s-a întâmplat niciodată, îmi răspunde unul. Păi nu s-a întâmplat, dar o să întâmple, că e vorba de natură. A, deci dintr-o dată e o problemă de bani, 250, a doua problemă este o problemă de nebunia oamenilor, că nu știu ce, nu știu cum, și mă întreb, pentru ce? Plus că porumbeii sunt adunați de la ora 11, de ce? Când se poate aduna seara, dimineața se dă drumul la 400. Dar nu mai amestec, e problema lor, fiecare cum crede, dar eu cred să nu creadă cumva că sunt și mulți proști. Să nu creadă cumva că columbofilii sunt proști, ceea ce spun eu s-au gândit și alții. Întotdeauna, în clipa în care gândești ceva, imediat gândul a fost luat și de alții. Și cu timpul vor avea de plătit. Deja au plătit unii din ei și au dispărut, care luau bani, mama ne vreau. Și deci, ca atare, într-un fel sau altul, mi se pare că nu... Nu o secundă. Da,